Bună seara, prieteni! Suntem din nou în direct pe pagina de Facebook a Plantăm Fapte Bune în România. O nouă săptămână, o nouă conferință din seria cu care deja v-am obișnuit. Suntem din nou împreună cu voi, cei care ne urmăriți aproape de fiecare dată. Vă încurajăm, așa cum am făcut-o cu fiecare ocazie, să dați mai departe conferința noastră, să ne puneți întrebări, comentarii, să ne oferiți și alte sugestii și, de ce nu, dacă este cazul, să ne și criticați. Pentru cei care ne urmăresc mai târziu, asta însemnând peste câteva zile, fie pe Facebook, fie pe canalul de YouTube, același îndemn, scrieți-ne acolo unde vă este mai confortabil. În chat-uri, în comentarii sau pe adresele de mail de pe site. Alături de mine, după cum deja v-ați obișnuit, colegul Mihai Enescu, inginer silvic. Mihai, bună seara! Cum ești astăzi și mai ales și mai important, cine ne vorbește și despre ce? Bună seara, Marin! Bună seara, dragilor! Sunt nerăbdător să asist la această prezentare, care este făcută ca și toate celelalte de până acum din cadrul acestor live-uri pe FBRO. E făcută de pasiune, de un om super pasionat, apropo de subiectul pe care îl va prezenta astăzi, adică acest subiect legat de ornitologie și mai mult de legătura dintre diferitele specii de păsări și diferitele tipuri de păduri. Înțeleg de la invitatul nostru de astăzi că aceasta va fi o idee de bază a prezentării. Abia aștept să vedem despre ce este vorba și abia aștept să-mi iau notițe, pentru că și mie îmi place să merg în pădure, să aud diferitele ciripituri ale diferitelor specii. Asta așa, într-o abordare light, dar sunt foarte interesat și de această conexiune dintre speciile de păsări și speciile de păduri. Dragilor, în seara asta, în fața dumneavoastră, vi propunem și vi prezentăm pe domnul Dan Traian Ionescu, ornitolog de român de renume european și conferențiar la Facultatea de Silvicultură din Brașov. Domnul profesor, aveți cuvântul. Bună seara, mulțumesc, Mihai. Bună seara tuturor. Vreau să încep cu niște laude pe care vi le aduc vouă, organizatorilor și, mă rog, inițiatorilor acestui tip de prezentări, conferințe online. Cred că faceți foarte mult bine, pentru că, pe de o parte, un număr mare de oameni, și silvici, și nesilvici, iubitori ai naturii, pot să asiste și să învețe o mulțime de lucruri de aici. Pe de altă parte, poate chiar se pot schimba cumva optica. Optica poate fi schimbată venind cu argumente într-un sens sau altul. Oamenii vor auzi și au auzit până acum mai multe prezentări. Eu zic că toate au fost interesante, pe câteva le-am urmărit și eu. Și aici pot să spun că cumva mă voi lega, cel puțin exemplificând în rândul păsărilor de pădure, de prezentarea colegului Tudor Stăncioiu despre ecologie, pădure, biodiversitate și, bineînțeles, om. Și pentru că am zis de om, chiar dacă titlul arată așa, pădurea și păsările, nu o să fie o poveste despre păsările de pădure, nu o să fac o descriere a speciilor, deși o să prezint o parte dintre ele în diverse contexte. Nu am uitat omul, n-aveam cum să-l uit și nici nu trebuie să-l uităm, omul cu interesele lui și cu activitățile pe care le desfășoară inclusiv în pădure. Și aici veți vedea, o să încerc să fac o legătură între păsări și mai ales gospodărirea pădurilor, silvicultură, management forestier, cum vreți să-i spunem. De ce să discutăm despre păsările de pădure? Ce au ele în plus față de, știu eu, alte animale, alte componente ale biodiversității? O să încerc să vă arăt de ce
nu neapărat sunt ele mai deosebite, dar de ce sunt importante în discuțiile pe care le vom aborda astăzi. În primul rând, sunt cele mai multe specii de vertebrate, grupul de vertebrate cel mai numeros, un lucru care din start are o anumită importanță, ca și componentă a biodiversității despre care tot vorbim. Multe dintre speciile de păsări sunt indicatoare a habitatului forestier sau a unei părți din pădure, a unui anumit tip de structură a pădurii. Ce înseamnă asta? Vă dau câteva exemple. De exemplu, ciocănitorile, știm cu toții, stau pe trunchiul arborilor, își fac cuiburile săpând în trunchiuri galerii și aproape toată viața lor acolo trăiesc. Se hrănesc cu insecte de sub scoarță sau din lemn. Deci, iată, sunt legate și indică un anumit tip de structură a pădurii. Alte păsări cuibăresc pe sol sau, vom vedea în prezentare, preferă golurile din pădure, apărute diverse moduri din cauza unor factori naturali sau din cauza omului. În același timp, speciile respective indică modificările care pot să survină în habitatele forestiere. Și aici pot fi modificări datorate condițiilor naturale, pot fi modificări din cauza omului. Poate să dispară o specie din pădure din această cauză. I-a dispărut acea structură a habitatului de care avea nevoie. Dacă se taie pădurea ras, de exemplu, pădurea matură, pe acea bucată ciocănitorile nu or să mai fie. Sau, din potrivă, pot să apară specii noi. Așa cum arăteam, este o variație destul de mare din acest punct de vedere. Ele ocupă toate structurile pădurii, fac parte din lanțul trofic, sunt consumatori, unele primari, adică consumă părți, semințe, fructe, consumatori secundari, consumă insecte sau pot fi, știu eu, consumatori terțiari, adică speciile prădătoare. Mănâncă fie păsări, fie mamifere, fie alte animale. Multe dintre ele sunt de interes conservativ. Multe sunt periclitate pe plan național, european, chiar mondial, vulnerabile. Fac parte din diverse convenții internaționale privind conservarea biodiversității, cum e cea de la Berna, sau sunt de interes european, așa numit comunitar. Și aici ne referim la cele care sunt trăiesc în țări, în state membre ale Uniunii Europene, sub directiva păsări, nu o să intru în amănunte, o să mai amintesc despre ea, cele din anexa 1, pentru care trebuie o, sau care necesită o anumită protecție, conservare. Vom vedea că există o legătură între pasăre și silvicultură și managementul forestier. O legătură care e de mare interes. Și vom vedea că păsările acestea ne pot oferi niște, să spunem, date, bineînțeles studiindu-le, niște indicii de cum arată pădurea, dacă ea este bună pentru ele și pentru biodiversitate sau din potrivă. Deci ele pot să ne ofere niște, să spunem, indicii foarte, foarte importante din punct de vedere al conservării. Să fac la început o mică prezentare a păsărilor în context ecologic, deci legătura, cum spuneam, între păsări și habitatul forestier, pădure. Sigur, o să mă refer și la Europa în general, pentru că facem parte din Europa și nu sunt diferențe foarte mari între cel puțin numărul speciilor de păsări de pădure din România și cele de la nivelul Europei. Sunt 241 de specii de păsări de pădure în Europa, cifra e relativ mare, dar dintre acestea strict specializate, să spunem, pe
habitate forestiere sunt numai 52, deci un pic peste 20%. Sigur, nu o să intru aici în amănunte ce înseamnă specii sau păsări specializate pe pădure sau nu. E vorba, în general, de acele păsări care trăiesc doar în păduri, care depind de pădure și de structura pădurii ca habitat. Există însă și multe specii care, de exemplu, își fac cuibul în pădure, să spunem, în coronamentul arborilor, și care se hrănesc în cu totul alte tipuri de habitate, de exemplu, pe terenuri agricole, pe pajiști. Și aici sunt, să spunem, marea majoritate a răpitoarelor de zi. Există de asemenea o variație în privința locului de amplasare a cuibului în pădure. Și aici aveți graficul de jos. Sigur, aici se prezintă și situația din America, cumva comparativ cu Europa. Mai puțin ne interesează. Vedem că un număr de specii nu foarte mare cuibărește pe sol, apoi la înălțim de un metru, peste un metru și doi metri, cele mai multe fiind speciile care cuibăresc în scorburi, fie naturale, fie construite de acele păsări, cum sunt ciocănitorile care își sapă cuiburile activ, deci în trunchiul arborilor. Ce ne mai interesează? Hrana. Dacă, sigur, cuibăritul este esențial pentru perpetuarea speciei, deci partea reproductivă, să zicem, hrana trebuie să este foarte importantă și fiecare ființă vie, evident, are nevoie de ea tot timpul. Și atunci, aici, referitor la păsări, vom observa că există iarăși o variație destul de mare în privința tipului de hrană. O mare parte dintre păsări, iată, aproape 80%, se hrănesc cu nevertebrate. Aici intră insectivorele mai ales. După care urmează cele ce consumă semințe, fructe tari sau frugivorele, adică acelea care consumă fructe moi. Sunt și aici destule. În funcție de modul, de locul în care acestea își caută hrana, iarăși, este o foarte, foarte mare variabilitate. Vedem în graficul de mai jos, multe își caută hrana pe sol sau în vegetația de la nivelul solului, apoi în subarboret, în tufișuri, pe trunchiuri, în coronament, deci undeva sus, sau în aer. Cele mai puține sunt cele care consumă, mă rog, la nivelul pădurii, dar direct din aer, prind insectele, să spunem, din aer. Deci, iată, practic întâlnim păsările în toată structura pădurii, orizontală, verticală, cum vrem să o luăm, în toate, nu știu, microhabitatele, nu le-a zice nici ce de habitat, că intrăm iarăși în niște denumiri și termeni și n-are rost să-i discutăm, să-i detaliem. O curiozitate, deci, apropo de diferitele medii de viață, punctual. Cam pe la ce înălțimi se ridică speciile astea răpitoare? Vulturi, uliu? Asta depinde, statistici. Depinde foarte mult de momentul în care, sau despre ce moment discutăm. Dacă discutăm, de exemplu, de migrație, atunci vom vorbi de înălțimi destul de mari. Pot să fie kilometri, deci mii de metri chiar de la sol, dacă migrează activ. Dacă vorbim de, știu eu, zona de hrănire, atunci poate să ajungă la nivelul solului, pentru că multe consumă de pe sol. În perioada de cuibărit nu zboară la înălțimi foarte mari. Unele dintre ele, da, într-adevăr, răpitoarele au nevoie de, pentru a detecta de multe ori prada, de înălțimi destul de mari. Deci e variabilă problema și aici. Și în cazul celor migratoare, cam care ar fi cele mai mari distanțe parcurse? Care sunt speciile care călătoresc cel mai mult, ca să zic așa? Nu speciile forestiere, deci nu păsările de pădure. Deși și ele, ale noastre, din Europa, migrează în general în Africa ecuatorială, clar în zonele fie cu pădure, fie cu savană, deci mai deschise,
puține se duc spre Africa de Sud, deci spre sudul continentului african. În schimb, păsările care migrează pe distanțele cele mai lungi sunt o parte din cele de apă. Chira polară este bine cunoscută, migrează de la polul nord la polul sud. Deci în fiecare an face drumul de două ori. Vă dați seama cam ce distanță parcurge. Și berzele. Berzele noastre, multe dintre ele, iernează în partea sudică a Africii. Ok? Te-am lămurit? Bun, mulțumesc. Și eu pentru întrebare. Mergem mai departe. Acum să intrăm într-o, să zicem așa, parte extrem de importantă, partea cantitativă, pentru că ea ne spune foarte multe despre speciile astea de păsări. Stăm bine? Sunt? Nu sunt? Sunt puține? Sunt multe? Ne interesează foarte mult asta. Populațiile. Ce înseamnă o populație? Așa, grosomodo, să spunem, într-o definiție simplistă, numărul de indivizi sau de perechi, dacă vorbim de păsările cuibăritoare, aparținând unei specii, de pe un anumit teritoriu. Poate să fie, de exemplu, populația națională, deci populația de la nivelul țării noastre, a României. Există niște niveluri, vom vedea tendințe, trendul pe diverse perioade de timp, ce se întâmplă și, de fapt, trendul ne interesează, pentru că totul este o dinamică, o mișcare și în aceste cazuri, și să vedem cum stă România la nivel european din punct de vedere al păsărilor de pădure. Spuneam despre populații, ele variază în limite mai mari sau mai mici, fie anual, fie pe perioade diverse, care poate să fie destul de lungi. Această cuantificare a populației, spuneam, este foarte, foarte importantă. Apar fluctuații numerice, categoric, fluctuații ale numărului de perechi ale populațiilor, iarăși pe termen lung sau mai scurt. Aceste fluctuații generează tendințe sau trenduri, da, din engleză, da, din trend. Prin calcularea unor indici multianuali, nu o să intru aici în amănunte, se pot detecta aceste tendințe care vom vedea, sunt de fapt niște grafice pe termen lung. Aceste rezultate au la bază niște monitorizări și aici doar două cuvinte vreau să spun ca să înțelegem ce înseamnă aceste monitorizări. Monitorizarea este de fapt acțiunea prin care evaluăm o populație. De regulă nu-i vorba de numărat, pentru că aici avem de-a face cu zeci, sute de mii de perechi în unele cazuri, deci nu pot fi, și mai ales la păsările de pădure, aproape imposibil să numeri efectiv câte perechi ai de o anumită specie într-o țară. Nu poți. Nici măcar pe un teritoriu mai mic nu poți, decât foarte greu. Monitorizarea, deci, cu asta se ocupă, evaluăm la intervale de timp, poate să fie anuale, la 2 ani, la 5 ani, la 10 ani, dar care se bazează pe niște tehnici speciale care trebuie menținute de fiecare dată. Aceleași locuri de monitorizare, de exemplu puncte sau transecte, dacă mergem pe un anumit traseu. Hai să zicem despre ciocănitori, pentru că ele sunt specii indicatoare de păduri bătrâne, da, toată lumea discută de aceste păduri. La nivel național, metoda este una clasică, adică avem niște pătrate de 2 pe 2 km, în fiecare pătrat 5 puncte aleatorii și pătratele cad pe pădurile României. Un număr de. În acele pătrate se face monitorizarea. În perioada martie-aprilie mergem în teren, le provocăm cu playback, da? Deci cu înregistrare a masculilor care în perioada respectivă de primăvară își marchează teritoriul. Cum? Probabil știți, ați auzit acele așa numite darabane
adică acel zgomot foarte rapid produs de lovirea ciocului cu viteze mari. Deci masculul respectiv își marchează teritoriul. Să se știe că acolo e el. El cu femela lui. Bun. Le provocăm, notăm, avem niște rezultate, se extrapolează totul la nivel național. Deci cam asta, cam așa se procedează pentru fiecare specie sau grup de specii. Sigur, metodele sunt diferite, evident. Pentru bufnițe folosim alte metode. Se calculează populațiile, nu e simplu, există sigur programe, softuri și așa mai departe. La nivel european, această evaluare se face de către un consiliu al păsărilor, al numărării, să zicem, estimării, evaluării păsărilor, IBCC-ul, care scoate la anumite intervale de timp niște publicații. Vom vedea și la sfârșitul prezentării bibliografia și acolo cine dorește poate să intre pe site-urile respective, pe link-urile respective, să vadă trenduri populației și așa mai departe. Iată cam cum arată tendințele astea. Între 1980-2020, deci o perioadă destul de lungă, aici avem așa populația europeană a păsărilor de pădure, comune, așa li se spune, păsări comune de terenuri deschise, farmland birds, da? Și toate speciile comune, care vedeți sunt 168 de specii, aici intră tot felul, și de apă, și din orașe. Aici avem indexul, indicele acela de care spuneam, și bineînțeles procente, că se dau în procente, valorile cu plus sau cu minus. Minus înseamnă tendință negativă, da? O ia în jos. Ce observăm de aici? Din păcate cam e negativă pentru toate situațiile. Dar dacă ne uităm foarte atent, vom vedea că tendința cu verde, deci graficul cu verde reprezintă speciile de pădure, nu e atât de accentuată scăderea și gândiți-vă că e vorba de toate statele europene. E și România prinsă aici. Noi nu suntem în situația asta, dar sunt state cu căderi mai mari. Și atunci media cam asta e, 6%. 15% e pentru toate speciile. Dar ia uitați-vă un pic la graficul de jos, care reprezintă păsările de câmp. Ce vedem? O scădere enormă, aproape 60%. De ce? Cum se explică asta? Păi se explică foarte simplu, pentru că din 1980 până acum, chiar dacă vedeți de câțiva ani, tendința cam la toate e stabilă, ecosistemele astea agricole au suferit enorm. În România, după anii 90, după căderea comunismului, câțiva ani buni, intervenția omului în agricultură, mă rog, în ecosistemele astea, n-a fost foarte mare. Noi am avut foarte multe terenuri abandonate, în fine, după care a crescut și s-a intensificat agricultura cu pesticide, monoculturi, fel și fel de alte situații. Știți foarte bine, se ajunge până la ara, inclusiv drumurile agricole. Nu mai avem nici măcar în unele locuri un metru lățime de vegetație ierboasă, nu mai zic de lemnoasă, de tufișuri și așa mai departe, și alea sunt distruse. Păi în cazul ăsta e clar, păsările respective au luat-o în jos, rău de tot. Și acum stau și îmi pun următoarea întrebare. Dacă pentru pădure nu stăm aproape deloc rău. 6% minus în decurs de atâția ani, e aproape nimic. Și asta poate să vină și din alte cauze. Poate că, de fapt, tendința e zero, să zicem, e stabilă. De ce, iubitorii naturii, de ce ONG-urile caută soluții și se axează aproape exclusiv pe ecosistemul forestier? Și vom vedea în prezentare cum stăm cu păsările din România, din pădure. Și de ce nu se axează pe ecosistemele de acest gen, unde vedem că biodiversitatea chiar are de suferit. Mă rog, e o întrebare deocamdată fără răspuns. Răspunsul poate o să ni-l dea cineva vreodată. Este și cazul dropiei, nu? Din câte cunosc eu, apropo, da, de speciile de câmp care au dispărut. Da, așa este.
Deși nici la păsările astea de câmpie, din câte știu că m-am mai uitat pe trenduri, pe valori, nu stăm atât de rău. S-a tot spus, deci o cârlie, nu sunt valori, n-au luat-o în jos foarte mult. Iar Dropia, din câte știți, a început să cuibărească undeva în vestul țării. Vin populații, mă rog, vin perechi din Ungaria, Serbia, state care au avut grijă de specia asta de mult timp. Noi nu. În fine, hai să vedem un pic tendința populațiilor unor specii. Da? Te rog? Te întrerup, avem nicio o întrebare. Da? Până la întrebarea domnului Bogdan Mihail, aș vrea să spun că un posibil răspuns la ce întrebai mai devreme ar putea să fie reprezentat într-o anumită măsură, dar nu facem o scară a lor, și de conferința din seara asta pe care o susții tu. În ideea în care, cu cât ajung în spațiul public mai multe informații, din cât mai multe zone, astfel încât imaginea de ansamblu să fie cât se poate de, eu știu, de completă sau de cu cât mai multe variații, cu atât cu toții vom deveni mai conștienți de tot ceea ce presupune natura în jurul nostru și de ceea ce putem să facem noi mai bine pentru ea și evident și pentru noi, că nu suntem chiar 100% altruiști și nici nu avem cum să fim. Deci cumva acesta ar putea să fie un răspuns. Să ajungem informațiile cât mai mult la toți. Așa e și nu vreau să fiu greșit înțeles în sensul în care îndemn ONG-urile să nu se mai ocupe de păduri, dimpotrivă, dar asta spun, ar trebui să existe, nu știu, specializate niște ONG-uri pe terenurile agricole, unde se întâmplă multe, foarte multe lucruri rele la ora actuală. Asta, la ora actuală, asta am vrut să spun. Bun. Urma o întrebare? Sau... Da, domnul Bogdan Mihail îți spune că, sigur, nu știu dacă urmează să prezinți, dar dacă am putea să precizăm care ar fi impactul unei populații normale de păsări în cazul unei gradații a unei anumite insecte sau impactul ținerii sub control al acestor populații. Da, e bună întrebarea. Din câte știu, studii, cel puțin în România, nu s-au făcut pe așa ceva. Poate cineva mă poate corecta. Nu știu, poate greșesc. Din câte știu, nu. Nu e rău să se facă. La gradații, aici e vorba de, mă rog, pentru cei care nu știu, de explozia numerică a unor populații de insecte. Unele așa zis dăunătoare, mă rog, eu nu vreau să folosesc termenii ăștia. Și cum ar putea păsările să țină sub control? Din câte am observat, sigur, fără să fie un studiu, evident, de multe ori nu se prea poate așa ceva. Uite, vă dau exemplu cu șoarecii de pădure din ultimii ani și mai ales din anul ăsta. S-au mulțit extraordinar. Cine a ieșit acum în păduri, dacă a stat câteva secunde, de exemplu în Făgete, în Fag, da? S-a uitat în jur, a văzut uneori 5-6 șoareci. S-au mulțit din cauza că a fost fructificație enormă la jir. S-au mulțit și bufnițele. Noi am făcut în toamnă, în zona Brașovului, o monitorizare la cucurezi. Păreau destul de multe perechi, dar nu se pot înmulți atât de mult încât să ții în frâu populația, poate nici de insecte în cazul insectivorilor și nici de rozătoare în cazul celor care consumă rozătoare. Asta e cumva noi învățam pe vremuri că populațiile astea de păsări ajung să extermine insectele, să le... Nu e chiar așa. Sigur, poate să existe un control, dar cumva neobservat de noi. Bun, pot să continui sau mai sunt întrebări? Mergem mai departe momentan. Bun, ok. Ca să nu o lungim, pentru că asta e probabil o să depășim un pic termenele, aici avem niște exemple privind tendința populațiilor speciilor din Europa. 80, anii 80-2012. Deci, iată, o perioadă lunguță. Avem pe o coloană tendința pe termen lung, pe toată perioada, și pe 10 ani. Vedem situații foarte variate. La o primă vedere, observăm iarăși niște specii indicatoare, ciocănitorile, cea neagră, mai văd aici de stejar, care, repet ce am mai spus, cuibărește și indică o pădure bătrână, o pădure cu arbori maturi, bătrâni, da?
Și iată, avem niște creșteri foarte mari la nivel european. Muscarul gulerat, iară o pasăre care cuibărește în scorburi, în scorburi naturale de regulă. Iată, avem tendințe pozitive. Cele cu minus negative sunt și ele. La mai multe specii din pădurile demolit se întâmplă asta. Pițigoiul moțat, aușelul cu cap galben cel de jos, din poză, este cea mai mică pasăre din România, din Europa, de fapt. Acolo avem și o poză cu un uliu păsărar, care vedem că are o tendință pozitivă. Și, mă rog, tot felul de alte situații. Deci, tendințele sunt într-un fel sau altul, dar totuși vedem că pentru foarte multe specii stăm destul de bine la nivel european. În perioada 80-2015, creșterea populațiilor, cum spuneam, s-a constatat, de exemplu, la păsări indicatoare de păduri bătrâne, multe dintre ele care cuibăresc în scorburi. Ciocănitori, și am aici mai multe exemple, porumbelul de scorbură, iarăși interesant. Sunt păsări despre care înainte, acum mulți ani, se spunea că nu neapărat că vor dispărea, nu, dar că o vor o lua așa urât să mă exprim, o vor lua în cap populațiile, pentru că, ce să zic, nu mai avem arbori bătrâni, nu mai avem păduri bătrâne. Iată că nu e chiar așa. Și gândiți-vă că aici am discutat despre Europa, unde avem țări, multe dintre ele, care nu stau deloc bine la ecosistemele naturale forestiere. Nu prea mai au pădurile alea naturale. Ultimele rezultate la nivel european sunt din 2013-18, au fost publicate în IBCC-ul acela, da, de care aminteam, în Atlasul Păsărilor Clocitoare ale Europei, ediția a doua. Aici vreau să vă spun doar că această monografie, care e foarte groasă, mare, da, nu prezintă față de ediția întâia, deci ar avea un minus, și anume situația pe state. Nu putem face nicio comparație între România și alte țări din Europa. Nu știu de ce. Dar mai revin în discuția despre acest atlas. Cele mai recente estimări din România au fost publicate în 2020, sunt oficiale la nivel național, deci recunoscute de Ministerul Mediului, de Comisia Europeană și, sigur, datele sunt introduse deja în acest atlas publicat, cum spuneam, în anul 2020. Mergem un pic mai în spate. Chiar dacă vorbim de niște date anterioare, în 1997 a apărut prima ediție a acestui atlas. România a raportat din perioada 77-92 pentru multe specii de pădure populații foarte mari. La unele, pentru unele dintre ele suntem pe primul loc. Deci s-a cântat imnul, să zic așa. Și avem, iată, iarăși niște specii indicatoare de păduri bătrâne, naturale, specii care sunt destul de sensibile la modificări. Ghionoaia sură, ciocănitoarea cu spate alb, iarăși muscar gulerat și, mă rog, încă două care n-au legătură neapărat cu trunchiurile, să spunem. Mai mult, pentru multe specii suntem în top 10, tot în acea perioadă. Și avem aici o sumedenie de specii, o să dau câteva exemple. Ciocârlia de pădure, care este pe locul 3, era atunci pe locul 3, adică România era pe locul 3 în privința acestei specii, din top 10 european, o avem acolo în imagine. Ea nu este o specie tipic de pădure, este o pasăre care cuibărește în zona de ecoton, adică între pădure și teren deschis. La lizieră, la marginea pădurii. Preferă tufișurile, vegetația scundă, ierboasă. E foarte important de subliniat faptul că, iată, avem o populație mare la o astfel de pasăre. Deci nu e neapărat din pădure, dar este în zona de tranziție. Apoi, muscarul mic, îl avem un pic mai jos, a treia pasăre de sus în jos. Este o pasăre tipică de făgete bătrână.
Codroșu de pădure, al doilea, cuibărește în diverse păduri, tot în scorburi. Ciocănitori, foarte multe, iată, cea de munte pe locul 5 european. Piturica sfârâitoare, pasărea de jos, cuibărește în subarbore, de fapt în zona solului, cu bogat în subarbore, din diverse tipuri de păduri. Ce vreau să subliniez din această enumerare? Faptul că avem specii importante, adică populații importante ale unor specii din diverse structuri ale pădurii sau de lângă pădure. Deci nu numai, ne-am referit mult la ciocănitori, la bufnițe, nu numai la cele din pădurile neapărat bătrâne. Pentru 2013-18, tot în România, am constatat în general cifre egale sau chiar mai mari decât perioada sau perioadele anterioare de estimare. Am dat câteva exemple, cam așa arată estimările, iată, se ajunge aproape la virgulă, sigur, cifrele astea ies din niște calcule, spuneam că sunt niște softuri speciale, multe dintre ele dau minime și maxime, de regulă așa se prezintă populațiile estimate. Iarăși, foarte multe specii de ciocănitoare, de ciocănitori, avem cel puțin două dintre bufnițe cu populații destul de mari. Vreau să vă prezint cazul ciocănitorii cu spate alb. Și o să vedeți de ce mă opresc asupra lui, asupra acestei specii. O avem aici, în stânga, un mascul adult, iar în dreapta, habitatul preferat, optim. Făgete pure sau amestecuri bătrâne. Iată de ce. Pentru că în această a doua ediție foarte proaspătă, din 2020, a Atlasului păsărilor clocitoare din Europa, există o afirmație acolo la prezentarea acestei specii. Tendințe negative ale populației din 2001 până în 2012 au fost raportate din România, unde tăierile rase de pădure din Carpați afectează probabil populația. Am închis citatul. Ia să vedem, să o luăm așa pe rând. O fi adevărată afirmația sau nu e adevărată? În mare parte falsă. Și vom vedea de ce. De cum stă... Profesor, dacă îmi permiteți puțin până la explicația, să spunem, din punct de vedere științific, dacă mergem puțin înapoi, vă rog, la acea frază. Eu am un cuvânt cheie acolo, care din start, chiar dacă habar nu am tehnic vorbind despre ce este vorba, acel cuvânt probabil, din start, descalifică orice urmează să spună în continuare în acel minunat atlas, acel minunat autor, apropo de legătura dintre tăierea asta și așa mai departe. Deci, pentru mine, cuvântul probabil că nu este adevărat ce urmează să spun. De acord total cu tine, Mihai. În primul rând, e vorba nu de un autor, e vorba de un număr mare de autori. Sigur, pentru fiecare specie există unul, doi responsabili care au lucrat pe specia respectivă. Și, mă rog, au făcut textul pentru acea specie în atlas. Dar, mai mult de atâta, nu se citează nimic. Deci, vorbim de România, de un stat european. Trebuia să apară o lucrare citată. Nu se citează. Nu știm de unde provine afirmația. Repet, e vorba de o monografie, ce să zic, crema cremelor. Adică, mai mult de atâta nu se poate. Bun, revenim. Așa stă ciocănitoarea cu spate alb în perioada 2000-2018. Au fost trei perioade de monitorizare, le vedem, cu populația estimată, minimă și maximă. Dacă le comparăm, vom vedea că într-adevăr între 2002 și 2013, la minime era ceva mai mare, dublă, în perioada anterioară. La maxime, în schimb, e invers. Aici nu prea putem să facem o discuție. Pentru că
nici nu știu ce să zic, dar în schimb, dacă ne uităm la ultimele două perioade de raportare, vedem clar o creștere a populației și la minime și la maxime, la minime este aproape o dublare, da? Atunci, dacă variația asta ar fi pusă strict pe seama managementului forestier și a tăierilor rase a pădurii, cum se afirmă, de ce a crescut populația între 2013 și 2018? Eu m-am gândit că poate, la nivel național, a crescut semnificativ suprafața habitatului optim, adică păduri, spuneam, făgete, amestecuri de peste 80-100 de ani. Oare așa să fie? M-am uitat pe date și am văzut că inventarul forestier național, INF-ul, arată că pe, iată, un interval mare, 2005-17, e la fel repartizarea. Sunt undeva la 30% păduri de peste 80 de ani. N-a crescut. Bine, era clar că nu s-ar fi întâmplat treaba asta. Fluctuația numerică, în acest caz, nu e corelată cu intensificarea tăierilor rase. Și acum, tăieri rase în făgete și în amestecuri. Noi știm, silvicii, și explicăm acum celor care nu știu, că aplicarea acestor tăieri, tratamente, nu se face în astfel de păduri. Deci aici lucrul ăsta denotă o necunoaștere inclusiv a managementului forestier românesc de către, pare rău, autorii acestei lucrări. Aici avem un grafic, vă spuneam, dacă vedem de la 81 de ani încolo, facem suma, iese undeva pe la 30%. Iată că pădurile bătrâne nu sunt așa multe în România. Și aici mai vedem ceva. Lucrul ăsta ne spune că și avem populațiile pe care le avem însemnate, că sunt niște păduri viabile. Deci, referitor la ce am spus mai devreme, la acel caz, m-am gândit să facem o adresă către redacție și să explicăm lucrurile astea. Sigur, nouă nu ni se pare normal, noi suntem oameni de știință până la urmă, probitatea științifică trebuie să fie, să o luăm în considerare de la început și numai asta să o luăm în considerare. Că ne place, că nu ne place, realitatea trebuie să primeze. Și acum să vedem un pic cum stăm cu păsările în raport cu structura pădurii, cu arboretul, mai ales sub influența antropică, adică a managementului silvic. De la bun început, vreau să spun, și ceea ce spun eu acum, a spus-o foarte bine colegul nostru Tudor Stăncioiu în prezentarea dânsului, modificarea structurii pădurii, indiferent că o face omul sau natura, nu înseamnă automat dezavantaj pentru toate speciile. Și asta nu-i vorba, aici nu-i vorba numai de păduri. Întotdeauna cineva pierde, cineva câștigă. Unele specii pierd, local, da, pe plan local, evident, altele câștigă. Unele pleacă, altele vin. Lucrul ăsta e foarte important. Și vom vedea câteva situații ale structurii arboretului, vârsta arboretului sau stadiul de dezvoltare, în general, numărul de specii, densitatea lor, adică numărul de exemplare sau perechi la hectar, la ce vreți dumneavoastră, raportat la suprafață, și dinamica, pot să difere foarte mult de la un stadiu la altul al arboretului. În general, numărul de specii și diversitatea lor este mai mică în stadiile primare și intermediare. Noi le numim, sigur, în termeni silvici, nu eliși, prăjiniși, nu o să intrăm în detalii, și atinge valorile maxime, într-adevăr, în pădurile bătrâne. Codru bătrân, deci la vârste, cum spuneam, la ciocănitor peste 80-100 de ani. Într-adevăr, există o, să zic așa, o structură puțin optimă sau deloc optimă, care nu are specii, nu are păsări specializate, și anume pădurile care realizează desișuri până spre codru, deci o perioadă de câțiva zeci de ani, acolo, din punct de vedere al păsărilor, nu vorbesc de alte componente ale biodiversității, sunt destul de puține și, repet, nu sunt specializate. Nu e o specie care, să zici, acolo cuibărește.
sunt din alte categorii sau alte structuri. Dinamica, există o dinamică a structurii habitatelor și a avifaunei, adică a speciilor de păsări din pădure. Dacă dispare pădurea veche bătrână, din cauze naturale sau umane, dispar clar speciile arboricole, da? Iarăși dau exemplu ciocănitorilor sau bufnițelor, dar în schimb apar imediat specii iubitoare de goluri, unde se instalează diverse tipuri de vegetație, ierboasă sau vom vedea în imagini mai departe. Și apar măcăleandru, ochiul boului, pitulici, mulțime de specii. Iată, boza de sus, dacă ne întâlnim cu asemenea situație într-o drumeție de-a noastră pe munte, nu prea o să ne placă. O să zicem, aoleu, aici s-a tăiat pădure acum, la ras, nu? Cum se spune. Dar ne-am gândit vreodată că după ce s-a tăiat pădurea matură, cele trei specii de jos abia au așteptat să vină și au venit și au început să cuibărească. Și e vorba de măcăleandru în stânga, la mijloc pitulicea mică și în dreapta una din cele mai mici specii de la noi, ochiul boului. Niște păsări simpatice, unele cântă chiar frumos. Deci când mai trecem pe lângă o zonă de aceasta cu, iată, ceva vegetație, mur, zmeuri, o să apară și puieții, acolo cu siguranță există o mulțime de specii și de păsări și nu numai, care viețuiesc. Deci trebuie și lor să le oferim șansa asta. Nu e vorba să avem numai pădurile bătrâne. De altă parte, avem situația pădurilor unde arborii au cam aceeași vârstă, așa numitele păduri echiene, și a celor care au vârste diferite. Și, bineînțeles, numite pluriene, acestea din urmă au și arbori bătrâni, lemort, doborât sau pe picior. Sigur că numărul speciilor este mai mare, evident, în pădurile din cel de-al doilea caz. Când ne referim la cele pluriene, lemnul mort, dar nu numai în ele există lemn mort, evident, este o componentă foarte importantă. Probabil că am observat și noi, din curiozitate, dacă am mers prin pădure și am găsit un trunchi căzut, doborât, ce poate să fie de viață într-un astfel de arbore mort sau în cele întrunchiurile de pe picior. Avem de la, știu eu, ciuperci până la plante superioare și animale de tot felul, nevertebrate, vertebrate. O mulțime de păsări trăiesc pe seama lemnului mort. Ciocănitorile se hrănesc aproape numai în lemnul mort, iar de cuibărit vedem aici iarăși cazul ciocănitorii cu spate alb, prietena noastră dinainte, într-o pădure virgină din Polonia, celebra Bielovija, unde pe diverse specii de arbori vedem care ar fi procentul de realizarea cuiburilor în lemnul viu și lemnul mort sau iescari. Iescarii fiind trunchiurile, mă rog, pe picior ale lemnului mort. Cam 50-50 dacă ar fi, da, totalul. Sigur, diferă în funcție de specia de arbore. Iată alte situații. Muscarul gulerat, l-am pomenit, își construiește cam jumătate din cuiburile mort. Aici, în stânga, avem ciocănitori. De fapt, avem cuiburi mai vechi de ciocănitori. Iar în dreapta, cucurezul mare, una din cele mai mari bufnițe, care ar prefera el scorburile, dar nu prea mai are scorburi, într-adevăr, pentru că e o pasăre de talie mare. În schimb, foarte multe perechi, dacă nu majoritatea, cuibăresc în aceste trunchiuri, acești iescari, în partea lor superioară. Deci iată că lemnul mort pe picior este extrem de valoros pentru multe specii de păsări. Dacă ne referim la compoziția arboretului, adică ce arbor participă, cam în ce procente. Sigur, și aici avem o variație a numărului de specii de păsări de pădure și a densităților în funcție de compoziție. Sunt specii, sau compoziția poate fi pură, amestecată, foarte diversă.
În general, cele mai multe specii cuibăresc și populațiile cele mai mari în pădurile mixte, deci pădurile de amestec, indiferent de forma lor, dacă mai au și subarboret, cu atât mai mult. Aici avem un așa numit șleau de câmpie, o pădure în care participă mai multe specii de arbori, într-un amestec uneori intim, foarte, foarte frumos, gvercinee, destejar, specii înrudite și multe altele. Aici vom găsi un număr mare de specii de păsări. Dar stabilitatea avifaunei este mai ridicată, cum spuneam, în cele mixte în general. Fie că vorbim de amestecuri de foioase, rășinoase cu foioase, de exemplu, fagul cu bradul și molidul. Tot în funcție de compoziția pădurii, sunt păsări mai mult sau mai puțin specializate pe diverse tipuri de păduri. De exemplu, pe foioase, pe rășinoase, pe gvercinee, la stejar, de exemplu, la pădurile de stejar, avem ciocănitoarea de stejar, da, după cum este și numele. Aici avem exemple în aceste fotografii de păsări tipice molidișurilor, deci pădurilor de conifere, de molid. Am dat câteva exemple. În stânga avem minunița, o simpatică bufniță, la mijloc mierla gulerată și, în sfârșit, în dreapta, gaița de munte sau alunarul. Mai sunt și altele pe care le-am amintit în mai sus. Am vrut să discutăm un pic și despre plantațiile, sau, mă rog, pădurile plantate și păsări, pentru că e o controversă aici. Există discuții interminabile și pe rețele de socializare și nu numai, și în alte părți. Foarte mulți spun că ar trebui eliminate cu totul aceste păduri, să nu mai existe specii neautohtone. Mulți spun că aceste tipuri de păduri sunt adevărate deșerturi, nu găsim nimic pe acolo. Haideți să vedem cam cum stăm cu păsările. E vorba, sigur, de plantații cu specii native, autohtone, sau care sunt plantate în afara arealului specific, vom vedea imediat ce, și cu specii neautohtone. De exemplu, plantele de molid din zonele de câmpie și de deal. Molidul, știm, este undeva la, mă rog, în zona montană, până la limita superioară a pădurii. Apoi avem foarte frecvent plantări cu pin, silvestru, negru, în diverse locuri din țară, mai ales în Transilvania. Multe plantări s-au făcut pe vremea Imperiului Austro-Ungar și mai există pădurile și acum, multe din ele. Salcâm, știm foarte bine, da? Sau cu plopi hibrizi. Aici am două poze. Una dintr-un pinet și una dintr-o cultură, dintr-o plantație cu plop de acesta hibrid. În ambele cazuri vedem că sunt păduri ajunse la maturitate. Au depășit probabil de mult termenele, sau oricum au depășit termenele de exploatare, să spunem. Sigur că în aceste cazuri avem arbori groși oarecum, favorabil cuibăritului și nu numai. Se instalează, deja apare lemnul mort, se instalează tot felul de insecte, dar mai vedem ceva. Un subarboret foarte bogat și în ambele cazuri. Păi la prima vedere, o astfel de pădure clar, cu o biodiversitate, poate chiar remarcabilă. Și așa și este. Deci nu vorbim numai de deșert. Iată. Asta spuneam. Pădurile plantate pot să ofere condiții bune, să fie chiar optime, dar pot fi sigur și nesatisfăcătoare. Depinde mult și de suprafață, de vârstă, de existența lemnului mort. Mai dăm câteva exemple. În salcâmete, cuibărește de multe ori în coloniile de cior de semănătură vânturelul roșu, îl avem în poză jos. E o femelă adultă. Este o specie periclitată la nivel european, dar chiar și mondial. Și depinde de cuiburile ciorilor, de regulă, pentru că el nu-și construiește cuib singur, sigur, părăsite, vine, cuibărește în aceste colonii. Foarte multe din colonii, spuneam, sunt în salcâm. Deci, din acest punct de vedere, salcâmul nu e chiar atât de rău.
Aliniamentele de plopi, bărește o altă specie, sfrânciocul cu frunța neagră, și ea de interes european. Acum, hai să fac o precizare. Habitatul pe care se plantează, și aici vorbim de deja de împăduriri, da? Și Mihai este angrenat clar în așa ceva și ONG-ul. Eu spun în felul următor, mare grijă unde se face plantarea, indiferent de care e, căi cu specii autohtone sau nu. În general este bine să vedem, să nu afectăm habitate sensibile, habitate Natura 2000. De foarte multe ori, chiar ceea ce numim terenuri degradate pot să fie foarte bune pentru diverse specii sau poate să fie acolo niște habitate importante. Sigur, se pot face înainte și trebuie să se facă niște studii, nu e niciun fel de problemă. În rest, faptul că mărim suprafața fundului forestier și pentru păsări, la un moment dat și chiar de la început, nu poate să fie decât un lucru benefic. Putem să ne gândim istoric vorbind, la faptul că Europa și România a avut cam 70%, dacă nu 80%, pădure, din suprafață pădure, 70%. Păi, am pierdut enorm. Probabil, speciile care au pierdut cel mai mult, la nivel istoric, au fost speciile de pădure, inclusiv păsările. Cam care ar fi impactul managementului forestier, a gospodăririi pădurilor asupra păsărilor și a habitatului în sine? Aici vreau să fac de la început următoarea precizare. Avifauna pădurii românești este clar una valoroasă și bine reprezentată la nivel european. Asta am văzut și din prezentările anterioare. Situația asta se datorează în mod evident, nu numai, dar și din cauza gospodăririi pădurilor și a conceptului silviculturii românești din trecut și actual, care se aplică de zeci de ani. 70-80 de ani am zis eu, dar probabil că și mai mult, cu avantaje reale pentru biodiversitate, nu neapărat fiind scopul acela de a conserva biodiversitate. Dar atenție, situația actuală poate să se schimbe radical. Să fie foarte clar, silvicultura românească nu e una eficientă la ora actuală. Dacă vorbim despre calitatea lemnului, despre cantitate, atunci ar trebui să schimbăm, poate chiar radical, managementul forestier. Și aici, dacă m-aș pune în pielea celor care doresc acest lucru, și nu sunt puțini, și le dau dreptate, asta ar trebui făcut. Dar atunci biodiversitatea va suferi foarte mult. Pentru că dacă vrem să facem asta, o să vedeți mai departe ce se poate întâmpla cu pădure. Am dat câteva exemple asupra tipurilor principale de tăieri din România. Tăierile rase, pentru că se tot discută de asta. Mă rog, oamenii în general spun tăieri la ras. Termenul este de tăiere rasă. Pădurea, sigur, este înlocuită în totalitate printr-o singură intervenție. Se face în molidișuri, în pinet, în diverse alte tipuri de pădure. Efectul local este distructiv major. Clar, pe acel teritoriu, după tăiere, speciile, mai ales arboricole, sunt ciocănitorile, dispar. Dar apare efectul pozitiv pentru cele despre care am tot discutat. Adică cele care apar imediat după tăiere sau după ce s-a făcut regenerare, apar puieții. Aici am dat exemplu cu caprimulgul, care iar e o pasăre interesantă și din anexa 1 a directivei păsări, bărește foarte mult în plantații. Efect pozitiv în schimb prin crearea celor goluri în pădure. Un mozaic e mai important de multe ori în habitat decât o monotonie, un habitat monoton. Apar locuri de hrănire pentru răpitoare. Aș zice că tehnica și normele silvice, dacă pot, cumva să se facă aceste tăieri în afara perioadei de cuibărit ca să nu se intervine brutal atunci. Păi, tăierile progresive sunt cele care probabil se aplică pe cea mai mare suprafață a pădurilor României. Sunt niște tăieri repetate, neuniforme, prin care se creează niște goluri, niște ochiuri, în care pădurea se va regenera încetul cu încetul. Se
cade sămânța acolo și sigur apoi aceste goluri se măresc până când se elimină arboretul bătrân și apare o pădure tânără. Se practică la scară largă, atât în duri pure cât și în amestecuri. Dacă vreți, la o scară de timp redusă, aceste țări copiază cumva procesele naturale din pădure, adică înlocuirea arboretului bătrân cu cel nou. De multe ori apar doborâturile de vânt sau din alte cauze, în alte părți incendii, mai puțin în România. Sigur, pe suprafețe mai mici sau mai mari. Se creează acele goluri. Etapa de deschidere a ochiurilor este cea mai favorabilă păsărilor. Se întâmplă cam ce se întâmplă după tăierile rase. Apoi, sigur, cu timpul la următoarele tăieri, efectul poate fi negativ și este pentru speciile arboricole. Recomandăm, în acest caz, cumva menținerea unor arbori, nu neapărat numai din categoriile, nu știu, uscați, parțial, total, foarte groși, arbori viabili, un număr de, care să rămână acolo. Ei, la un moment dat, după ce arboretul nou crește, ajunge la o anumită înălțime, vor fi foarte, foarte utili biodiversității în general. Tăierile de conservare. Denumirea este foarte frumoasă. Conservare, da? Dar să vedem cât de cum afectează sau nu biodiversitatea și păsările. Seamănă cumva cu cele progresive. Se deschid ochiuri de regenerare care cumva forțează sau ajută instalarea și dezvoltarea doarei păduri. Se aplică în general pe plante mari, pe zone cu stâncărie, deci mai accesibile. Avem aici în imagine o parcelă cu galben, este trasată porțiunea în care s-a făcut intervenția. Parcela e mult mai mare, la baza ei s-a făcut intervenția. De ce? Pentru că volumul de extras a arborii se calculează pe toată suprafața, dar extragerea, marcarea la început a lor se face jos. În acea bucățică pădurea se poate schimba, cel puțin compoziția. Și atunci, extrăgând și arbori procente mari, maturi, groși, efectele pot să fie negative asupra speciilor arboricole. Deci, asigur că e o discuție mai amplă. În general, e bine să se lase arbori cât mai mulți din categoriile alea. Iar în cazul unor situri Natura 2000 sau alte tipuri de arii protejate, din experiență proprie, mai degrabă ar trebui renunțat la acest tip de tăiere sau, nu știu, aplicată o altă tehnică, tocmai pentru că spuneam, concentrat pe anumite părți ale acelor parcele, acolo se intervine, acolo e și biodiversitatea cea mai mare și sigur după o intervenție deja o aducem destul de jos. Cele de igienă, după cum le este și numele, au ca scop asigurarea unei sănătăți bune a pădurii, se extrag arbori uscați, rupți, doborâți și așa mai departe, de la urmă se elimină cei mai valoroși arbori pentru biodiversitate, dar în general o intensitate redusă, de multe ori nici nu se aplică, mai ales pe, în zone, în păduri, cu accesibilitate redusă, se recomandă păstrarea unui număr de arbori din acele categorii sau unui volum la hectar. Sunt tot felul de exemple în literatură, dar nu o să intru în amănunte. În general să nu se facă anual, ci la intervale mai mari. Acum, pentru păduri precum făgetele sau chiar amestecurile, din punct de vedere fitosanitar, de multe ori pădurea se reglează. Nu e niciun fel de problemă. Problemele sunt în molidișuri pure și în alte păduri de rășinoase pure în general. Acolo pot interveni atacuri de insecte, sigur, acele gradații de care s-a spus. Evident că în acele cazuri trebuie intervenit. Să vedem un pic care ar fi impactul antropic asupra păsărilor și pădurii la nivel european. O să trec mai repede peste.
Aici avem o prezentare. Sunt multe astfel de prognoze, mai multe, mai vechi, mai noi. Este una din 97, 20 de ani. Deci undeva prin 2016-17 s-a cam terminat prognoza. Vedem amenințarea potențială pe diverse tipuri de păduri și anume pe procente de specii de păsări prioritare. Acele păsări care, mă rog, sunt în diverse categorii, iarăși nu o să intru în detaliu. Vedem că managementul forestier neadecvat, sigur, reprezintă procente destul de mari, exploatările forestiere, atât la păduri de câmpie, de deal, munte și în lungi, dar mai vedem și alte tipuri de amenințări, de exemplu, defrișare pentru agricultură, lucru care la noi, din fericire, nu se întâmplă. Suprapășunatul, iar proiect că la noi sunt procente destul de mici, nu avem incendieri frecvente și poate nici utilizarea pesticidelor, cel puțin la nivelul pădurii. Da, asta este orientativ. S-a făcut însă foarte recent o prognozare la nivelul emisferei nordice. Bineînțeles, aici intră și Europa și țara noastră. O să vă prezint câteva aspecte legate de aceste prognoze, potențiale efecte. Schimbările climatice sunt unele dintre ele. Aici doar vreau să spun atâta că în România, pe ultima coloană aveți comentariile proprii, cam cum aș vedea eu și colegi de-ai mei potențialele implicații pentru păsările de pădure și pădure în România. Atâta pot să spun, în cazul acesta, uscarea arboretelor, mai ales a coniferelor, e o problemă. Dacă ne aducem aminte de anii 2012-13, acolo au fost probleme destul de mari cu această uscare. Eu sper să nu mai revedem acele situații, deși se pare că probabil vom mai trăi. Apoi, creșterea volumului de biomasă extrasă în scop energetic, de exemplu din lemnul mort. E, aici e o problemă. La nivel european, iată ce se prognozează. În primul rând, multe componente ale biodiversității afectate. Este o politică europeană la ora actuală care încurajează folosirea inclusiv a lemnului, nu neapărat mort, din pădure. Dacă se va ajunge la așa ceva, s-ar putea să asistăm la o degradare a biodiversității generale a pădurii. Eu cred că ritmul va fi poate mai lent decât la nivel european, deși nu se știe. Utilizarea speciilor neautohtone, repede crescătoare, hibrizi. Iată ce se întâmplă, scade sigur calitatea habitatului, dar se îmbunătățesc condițiile acolo unde se înființează pe culturi agricole. Și despre asta o să mai spun un pic mai departe. La noi se pot da exemple cu culturile de paulovnia, plopi și sălci energetice. Aici cultivarea lor poate să afecteze tipuri de alte habitate, mlaști în fânețe umede și așa mai departe, dar dacă se modifică politica europeană privind pădurile și cea națională, putem asista la înlocuirea unor păduri naturale cu plantații. Să știți că sunt țări din vestul Europei care și acum promovează cultivarea unor specii, de exemplu din America de Nord, de rășinoase, pe terenurile unde au fost păduri valoroase, locale, naturale. De exemplu, de stejar, Franța. Există un film celebru care arată cum s-a înlocuit stejarul cu aceste culturi, care culturi, la câțiva zeci de ani, sunt rase, tăiate, înlocuite, se scot inclusiv rădăcinile și vine din nou puiet, acolo biodiversitatea e cam zero. Reducerea vârstei exploatabilității. Ce înseamnă asta? Adică exploatăm pădurea la noi acum la, nu știu, în general 100-120 de ani. Dacă o aducem mai repede, la 80 de ani, nu mai apar situațiile cu scorburi, cu arbori foarte groși. Și atunci biodiversitatea are de suferit.
Probabil în România nu se va întâmpla lucrul ăsta. Noi avem o legislație foarte bună într-un fel pentru biodiversitate, nu foarte bună pentru partea economică din acest punct de vedere. Apoi tăierile grădinărite, aici sunt niște tăieri pe care nu le-am exemplificat, prin care se taie continuu câte un arbore sau, în fine, cupoane, grupuri de arbori, sunt și efecte pozitive și negative. Pozitive pentru că cumva se păstrează structura habitatului permanent, cu toate tipurile de arbori, de diametre, de dimensiuni, da? Dar poate să fie rețele de drumuri mai dense, poate să fie deranj. În România nu prea se mai practică, din câte știu. S-a cam renunțat, dar sunt totuși zone, sunt și specialiști și sunt și ONG-uri care spun că ăsta ar fi idealul pentru păduri din punct de vedere al biodiversității, al conservării biodiversității. Non-intervenții. Nu intervenim în pădure pe anumite suprafețe. Sigur că aici, cumva, efectele sunt pozitive, în mare parte. Probabil se va întâmpla ca în Europa și la noi, poate să crească această suprafață a pădurilor respective. Există măsuri de silvomediu, există tot felul de alte prevederi. Important este să se dea și compensări acolo unde proprietarul dorește să aplice astfel de non-intervenții. Creșterea suprafețelor de pădure neproductivă din zone urbane, adică pădure care nu se mai taie după aceste, sau în funcție de aceste tratamente descrise și de noi. Pădurile parc, de exemplu, au și efecte pozitive și mai puțin pozitive. Intervențiile omului există și vor exista și acolo. Se tot spune de aceste păduri și probabil în viitor suprafața lor va crește de chiar semnificativ. Bun, și acum, spre final, vreau să schițez câteva măsuri pe care le-aș propune pentru pădure și păsări. În primul rând, revin la ce am spus mai devreme și iarăși subliniez, silvicultura românească, chiar dacă nu a avut țeluri și nu are, specifice pentru păsări, de exemplu, are pentru biodiversitate, pentru că există principiul conservării biodiversității, dar prin tehnicile avute, prin chiar tipurile de tăieri, prin faptul că dorim continuitatea pădurii, asta se vrea, a contribuit și contribuie la conservarea biodiversității în ansamblu. Apoi, cum aș vedea eu? În primul rând, promovarea regenerărilor naturale. Pădurea să se regenereze singură, din speciile autohtone. Astea sunt cele mai stabile păduri. În general, se merge pe așa ceva. Codul silvic, normele merg pe asta. Menținerea vârstei exploatabilității, clar. Dacă ajungem, spuneam, de la 100-120 de ani la 80, lucrurile se înrăutățesc clar pentru speciile de păsări arboricole, de exemplu. Promovarea speciilor de arbori autohtoni locali, respectiv a pădurilor naturale, adică așa numitul tip natural fundamental al pădurilor, care iarăși este o prevedere din legislație. Au structuri superioare față de celelalte. În cadrul ocoarelor silvice, ca să nu intrăm în amănunte administrative, pe cât posibil ar trebui păstrate, pe de o parte, suprafețele de păduri bătrâne, peste 80-100 de ani, adică anumite procente, nu o să spun acum, pentru că lucrul ăsta e variabil de la caz la caz și există discuții iarăși interminabile. De altă parte, necesară și menținerea unei structuri mozaicate a arboretelor, lucru care iară se întâmplă de cele mai multe ori. Să nu lipsească nici pădurile tinere, nici stadiile inițiale de dezvoltare. Apoi, menținerea unui număr de arbori la hectar sau a unui volum de masă lemnoasă din categoriile arborilor valoroși pentru multe specii, groși, scorburoși, total sau parțial uscați. Aici, atenție! Să nu se exagereze cu niște cantități prea mari. Am văzut în arii protejate planuri de management care impuneau niște cantități uriașe.
Păi proprietarul ăla săracul nu poate să facă chestia asta. Și atunci apar conflicte. În primul rând, îi îndepărtăm pe proprietari de ceea ce vrem să facem, să conservăm, să protejăm natura. Noi nu asta vrem să facem. Împotrivă. Să identificăm și să menținem, sigur, suprafețele de pădure, acelea fără aplicarea unor tratamente, acolo unde se poate, evident. Și aici mă refer fie pentru diverse specii sau grupe de specii. Există deja prevederi. De exemplu, agvila țipătoare mică are un plan de acțiune aprobat de Ministerul Mediului și, printre altele, se prevăd astfel de suprafețe de pădure în jurul cuiburilor active, la Barza Neagră, mă rog, și pentru altele. O adaptare mai mare a normelor existente în privința unor păduri din arii protejate. Trebuie un pic mai flexibilizat. Nu intru în amănunte aici, sunt foarte multe cazuri. Poate dau un exemplu, nu știu. E nevoie într-o pădure, din cauza că avem o densitate mare de specii importante de păsări, să facem doar anumite tipuri de tăieri. Poate nu toate, de exemplu din progresive. Sigur, sunt niște pierderi, clar, niște costuri care trebuie acoperite pentru proprietarul pădurii, clar. Și vom vedea mai departe acest lucru. Menținerea pe cât posibil a suprafețelor ocupate cu subarboret. Nu prea de dorit din punct de vedere silvicultural, dar am putea face lucrul ăsta cât mai mult. Specii de arbori nevaloroși, de exemplu mesteacănul și plopul. De multe ori se spunea că, de exemplu, mesteacănul este rușina pădurarului, adică dacă pădurarul are în teren, fai de mine, trebuie tăiat, extras. Mesteacănul e foarte bun. De multe ori, mai ales dacă ajunge la vârstă înaintate, pentru foarte multe specii. Cât posibil menținerea suprafețelor de terenuri deschise. Noi, în general, silvicii, avem tendința asta de a gândi și de a chiar realiza împădurirea orice găsim de împădurit. Trebuie totuși să păstrăm și enclave, poienile, care sunt foarte importante. Aici, foarte, foarte important. Aplicarea pe scară largă la toate categoriile de proprietari ai pădurii, a compensărilor. Deci, compensări rezultate din pierderea, până la urmă, financiară, prin neexploatare. Se face acest lucru pentru persoanele fizice. E musai să se facă și pentru cele juridice, de exemplu, primării UAT-uri. Și azi am avut o discuție cu colegi de-ai noștri, îmi spuneau că nu se întrevede așa ceva. Greșit. Trebuie găsite soluții. Trebuie găsite fonduri. Nu știu de unde, dar nu poți plăti doar persoanele fizice și UAT-urile unde este o întreagă comunitate să piardă, dacă vor, de exemplu, să nu facă tăieri, să introducă păduri în diverse tipuri funcționale, în diverse măsuri și așa mai departe, să nu beneficieze de așa ceva. Promovarea împăduririi terenurilor agricole, și aici probabil mulți dintre voi o să spuneți, aoleo, păi cum? Pâinea noastră, noi trebuie să lăsăm, să avem cât mai mult teren agricol. O fi așa? De fapt, nu e așa, pentru că nu mai e pâinea noastră, e pâinea proprietarului pe care ne-o vinde. Nu mai suntem pe vremea comunismului. Atunci poate să zicem că era noastră. Evitarea, cum spuneam mai devreme, a împădurire unor pajiști cu valoare, din alte puncte de vedere. Cel mai rău stăm cu pădurile la câmpie, din toate punctele de vedere. Acolo ar trebui, nu mai spun de perdelele forestiere, lucrul ăsta cred că se poate face și e musai să se facă. Ar fi benefic pentru toată lumea, și pentru natură, și pentru om. Elaborarea și aplicarea unor strategii. S-a lucrat, nu Mihai, s-a terminat strategia. Ea cu siguranță a fost în concordanță cu ceea ce am scris eu aici, cu realitățile existente, cu... Da? Te rog. Strategia, nu, ci procesul consultativ care a dus la identificarea unor opțiuni. Mulțumesc pentru corectură. Corect. Deci ar trebui să se țină cont de studii, de inventarul național forestier, de principiile conservării biodiversității, de realitățile pe care vi le-am arătat eu referitoare la populațiile, de ce nu, și ale speciilor de păsări indicatoare, tendințe,
la nivel național și european. Armonizarea legislației are și o problemă. Cea silvică cu cea de mediu privind, nu știu, ariile protejate și conservarea biodiversității. De multe ori nu e. Aici. Se pare că mulți au căzut într-o capcană. Și aici e vorba de ecologiști, iubitori ai naturii, care spun așa, să se facă o separație clară între pădurile de protecție și pădurile de producție. Ar fi o greșeală enormă pentru viitorul biodiversității. De ce? Pentru că așa cum vă arătam, cel puțin la păsări, managementul acesta la nivel național, indiferent că e vorba de proprietari, statul român sau nu, este unitar cu niște rezultate evidente în privința a ceea ce avem acolo viu în pădure. Dacă facem separația, o să avem un procent, nu știu, 10-20% păduri unde nu se mai intervine, poate că acolo o să fie mai bine pentru natură, dar pentru restul, presiunea și pe bună dreptate din partea proprietarilor, administratorilor, a celor care doresc calitate și cantitate, deci producție și productivitate în pădure, va fi enormă. Acele păduri se vor transforma. Din punctul meu de vedere, repet, îi înțeleg, dar pe de altă parte, biodiversitatea va avea mult, mult de suferit. Deci asta, după mine, a fost o mare greșeală, așa cum au pus problema cei care au cerut așa ceva. Eu zic că trebuie demarate și accelerate tot felul de cercetări la toate nivelurile, începând din facultăți, de la proiecte de diplomă, dizertații, doctorate, postdoc și așa mai departe, pe diverse teme legate de biodiversitatea pădurii și a plantațiilor, a perdelelor forestiere, cum se comportă fauna, de exemplu, în funcție de diverse tipuri de tăieri, în funcție de tipuri de păduri, de vârste, de compoziții, ce vreți voi. Nu avem astfel de studii. Din păcate, nici la nivel european, americanii stau bine, dar Europa nu. Acea lucrare pe care am tot citat-o și o să o vedem la sfârșit acum, din 2018, subliniază de la început faptul că, din păcate, sunt puține astfel de lucrări. Ori e nevoie de așa ceva, să ne demonstreze științific ceea ce poate noi credem, dar nu avem în spate o demonstrație științifică. Finalul este acesta. Sigur, vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc tuturor celor care sper că ne-au urmărit. Spuneam că am o bibliografie, dacă doriți. Există aici, pe lângă lucrările consultate, monografii, cărți și așa mai departe, și site-urile, link-urile către diverse organizații. Vă spuneam despre cele care se ocupă de partea cantitativă, de estimări și așa mai departe. Sunt foarte multe lucrări, multe recente. Ultima este în lucru, este o carte pe care împreună cu colegul meu și prietenul meu, Călin Hodor, biolog, la care lucrăm de ani de zile și nu mai terminăm. Și cred că ar fi cazul anul ăsta să o încheiem și la anul să o și lansăm. Cred că se va numi Păsări de pădure, va aborda o parte clar din ceea ce deja astăzi am discutat. Cam asta ar fi. Mulțumim frumos pentru prezentare, domn profesor. Aș prelua prima dată o întrebare de pe pagina. Considerați necesar de mersul continuare apariției serii monografice Fauna României Aves în condițiile în care ultima fascicolă a apărut în 2016? Vor mai urma și altele? Aveți ceva informații apropo de această întrebare? Nici n-am nimic împotrivă, dar zic că da, ar trebui, evident. Nu știu cine o să o facă, pentru că, nu știu, ce să zic, cam toți ornitologii și experții pe care știu de vârsta mea, noastră, la ora actuală sunt atât de prinși, mai ales în activitățile de teren, încât partea asta cu scrisul unei monografii de acest gen este complicată. Dar e necesară, sigur.
Bun, o așteptăm cu interes, ca să zic așa, așteptăm timpul liber să ni-l dedicăm și unor asemenea aspecte. Eu aș încheia cu, evident, cu invitația permanentă, deja am o idee pe care vreau să vă propun acum în direct, să ne audă cu toții. Cred că aveți, nu cred, știu sigur că aveți foarte multe răspunsuri la foarte multe din curiozitățile legate de păsări. Și ca să ridic așa mingea puțin la fileu și să mă leg de o specie dragă mie și așa de sezon cu ghilimelele de rigoare și mă refer punctual la barză, despre care, din câte știu, e o specie carnivoră, mănâncă mai mult broaște și alte minuni de genul, dar spre surprinderea mea e o specie mută. Știu bine, știu greșit sau cum este? Nu, așa este. În perioada de împerechiere apare acel clămpănit celebru pe care ambii parteneri îl practică, dar într-adevăr nu scoate sunete. Față de multe alte specii ciripitoare și cu ghilimelele de rigoare deranjante, abia aștept să mă deranjeze dimineața păsările, la cea mea adevărată plăcere. Apropo de această biodiversitate pe care clar o avem în păduri și știm noi românii, dar iată că în exemplele furnizate știu și alții și e bine că aducem aceste exemple în discuție. E bine să popularizăm faptul că mulți ne laudă această bogăție exact. La nivel de specii, de păsări, care rezultă, după cum foarte bine a subliniat și din punctul meu de vedere, și din bogăția și caracteristicile pădurilor noastre care au fost gospodărite, gestionate de zeci sau peste 100 de ani ca și continuitate în anumite regiuni ale țării. Mulțumim mult încă o dată pentru prezentare. Sunt deja mesaje de mulțumire și pe pagina de Facebook. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit și revin încă o dată la acea minge la fileu. Luați-o, vă rog, frumos ca pe o invitație. Abia așteptăm următoarea prezentare legată de curiozități ale păsărilor. Pentru că știu că sunt multe, știu că știți multe, aveți foarte multe informații și sunt convins că bună parte din ele vor fi de interes pentru publicul. Cu mare plăcere, doar atâta te mai completez. Văd că a fugit timpul extraordinar. Mie mi se pare că abia am început să discutăm. Dar deja e târziu și vine joia mare, sigur, nu. Spuneai de străini, că ne laudă. Credeți-mă că am avut grupuri și în pădure și în alte medii, la baltă. Sunt uneori înnebuniți. Nu le vine să creadă că poate să existe așa ceva. Mai mult de atât, dacă spui unui englez că umblând așa prin orice pădure din România primăvara, vezi, detectezi 5-6 specii de ciocănitori, revenim iar la ciocănitori, o să zic că ori minți, ori nu ești întreg. Nu se poate așa ceva. Deci biodiversitatea noastră, cel puțin, dar nu numai la păsări, la orice, este extrem de mare, extrem. Nu știu ce te-ai făcut cu ea. O lăsăm așa, eu aș lăsa-o, dar vedeți, sunt probleme multe. Na, în fine, cam asta am vrut să spun. Da, trebuie să găsim acel echilibru către care tindem tot, apropo de proprietar, administrator, interese de conservare, în sensul bun al cuvântului, sigur, interese de producere de masă lemnoasă pentru nevoia de lemn și așa mai departe, nevoile multiple ale lemnului, totul într-o balanță și un echilibru de plin, către care cu toții ar trebui să tindem din punctul meu de vedere. Mulțumim încă o dată. Marin, te rog, ultima intervenție. Mulțumesc și eu. Și în numele propriu, dar și al celor care ne-au urmărit și ne comentează. Eu aș vrea pe final, în încheiere, și pentru voi, dar și pentru cei care ne urmăresc, să vă citez un foarte, foarte scurt fragment, ceva mai vechi decât noi, de numai vreo 200 și un pic de ani, dar tot tânăr, așa, la scara largă a istoriei, al unui personaj interesant pentru epoca de atunci, către finalul de secolul XVIII-lea, Stefan Ignaz Raicevici, cel care a fost secretar de mai multe limbi, dintre care franceză și italiană, al lui Alexandru Ipsilanti, și mai apoi vreo 4 ani de zile, din 82 până în 86, a fost, 1700 evident, a fost, haideți să spunem, agentul neoficial al Austriei în principate. A lăsat o serie întreagă de memorii publicate în timpul vieții și mai apoi republicate la Milano mai târziu.
O parte dintre ele se referă și la anii petrecuți în țara românească, sigur că sunt politice, economice, militare și așa mai departe, în funcție de ce se întâmplă atunci. Dar, printre altele, are și un scurt fragment legat de privighetori. Sigur, este mai romantic, nu este științific, și sună cam așa. Se poate spune că pădurile acelea sunt adevărata patria privighetorilor, așa de multe sunt, iar cele din țara românească sunt foarte prețuite pentru dulceața versului lor. De fapt, una din cele mai neasemuite încântări ce pot fi resimțite este să te afli într-una din acele păduri noaptea, când strălucește luna în lunile de mai și iunie, măreția stejarilor care răspândesc cu o umbră nelămurită, susurul frunzelor lor înfiorate de o adire blândă, care pare că ține-i sonul acordurilor suave ale privighetorilor. Murmurul apei care curge, oglindirea razelor lunii în această apă sau într-un iaz, o singurătate desăvârșită. Liniștea în care se află sufletul în asemenea împrejurări înfrățișează cea mai surprinzătoare scenă pe care o poate oferi natura nețărmurită și neprefăcută și poate și una dintre puținele și rarele clipe de fericire îngăduită muritorilor care o caută zadarnic în spectacole publice. Cam atât. Mulțumim. Mulțumim și noi și încă o dată salutări tuturor celor care ne urmăresc. Iar încă o dată aceeași remarcă de la început, dacă vor face aceste lucruri zilele următoare, fie pe Facebook, fie pe YouTube, orice întrebare, orice sugestie o pot face, fie în comentarii, fie întrebări pe chat. Seară frumoasă tuturor, sărbători fericite și noi ne revedem cu alte teme și alți invitați începând de săptămâna viitoare. Paște fericit tuturor, numai bine! Seară bună, numai bine! Numai bine!